Bună, dragile mele, bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisacar. Ce să vă spun, astăzi v-am pregătit o emisiune specială, pentru că, nu știu, e prima sau a doua frică a omului, pentru că știu că e vorba și de frica de moarte, dar poate mai puternică decât această frică este frica de a vorbi în public. Știu că sunt câteva studii pe care le-am citit și cred că și voi, dragile mele și dragii mei, ați simțit această frică ori de câte ori ați avut o ședință sau un raport sau, nu știu, orice eveniment important în care a trebuit să vorbiți în public. Cu cât e mai mare publicul, de cele mai multe ori, cu atât mai greu ne este. Și pentru asta, pentru a discuta despre acest subiect foarte interesant și despre această frică, am chemat un tânăr care ne va vorbi despre ce înseamnă public speaking și dacă ne este dușman sau poate prieten acest public speaking. Bine ai venit, Andrei! Bine v-am găsit, Radu, și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de voi și să vorbim despre ceea ce mă pasionează și anume public speaking-ul. La mine te uiți. Da? Ah. Apropo de public speaking. Cu mine vorbești. Ok. Am să te rog să ne spui că, cum te-ai ajuns în zona asta? Pentru că ești cam tânăr, au spune unii așa mai... Ok. Îmi place întrebarea. Dintr-o durere, pot să spun așa. În urmă cu 5, 6, 7 ani, eram un tânăr foarte timid, rușinos, dezorientat. Aveam mari probleme pe partea de comunicare, pe partea de încredere de sine. Atunci când venea vorba, nu știu, să mă ridic în picioare, să mă prezint sau să vorbesc în public, efectiv, mă roșeam la față, începeam să tremur, îmi transpirau palmele, mă emoționam și literalmente uitam ce aveam de spus. Și de foarte multe ori lucrurile astea mă făceau să mă simt prost, pentru că îi vedeam pe alții că vorbesc bine, că se ridică în picioare și pot să spună ceea ce au în minte exact cum au în minte. Și mă uitam la mine când mă ridicam, păi stați că... și mă blocam. Și am zis, am avut multe experiențe în care poate alții râdeau de mine pe partea asta, că nu mă descurc să vorbesc în public. Și până într-un punct, până când am zis, stop, trebuie să fac ceva în sensul ăsta, trebuie să încep să lucrez, să iau frica, să dau piept cu frica și să scap de frica asta de a vorbi în public. Ce să zic, până la urmă cred că cu toții am trecut prin partea asta și cred că ni se datorează în primul rând școlii, modului în care am exact, fost. Pentru exact. Că de fiecare dată când eram ridicați în picioare și eram nevoiți să vorbim în public, era pentru că eram ascultați la ore. Da. Și de multe ori poate nu eram pregătiți. Eventual colegii noștri mai râdeau, mai ne încercau să ne ajute, nu? Fiecare după cum și exact. Câți prieteni avea. Ce de multe ori văd în filmele americane și nu numai, știu că și în Marea Britanie se practică acest lucru, de la cele mai mici vârste, copiii sunt obișnuiți să vorbească în public, să-și prezinte, nu știu, lucrările sau compunerile pe care le-au făcut, ceea ce mi se pare foarte interesant. Bineînțeles că la final toată lumea trebuie să aplaude într-un fel sau altul, pentru că până la urmă este vorba de ceea ce a lucrat, ceea ce a muncit acel copil și fiecare, cred că și de aici este un lucru, fiecare ne obișnuim să respectăm atât munca cât și pe cel care vorbește. Și eu am văzut lucrul ăsta și am înțeles că mai nou în școli s-a introdus, sau în unele școli s-a introdus și acest aspect și mă bucură. Spune-mi, te rog, ce înseamnă efectiv pentru tine acest public speaking și cât de important este în momentul de față? Din punctul meu de vedere aș putea să spun așa că public speaking-ul este arta de a vorbi în public, arta prin care tu îți exprimi gândurile, ideile, sentimentele, opiniile în fața unui public. Public speaking, din punctul meu de vedere, este atunci când vorbești cu mai mult de o persoană. Da? Adică nu este neapărat pe scenă. Public speaking-ul este în fiecare zi. De fiecare dată când nu vorbești singur și vorbești cu cel puțin încă o persoană, două, trei,
practici public speaking-ul și ai nevoie să-ți îmbunătățești partea asta. Pentru că de foarte multe ori, atunci când, nu știu, suntem la job, la facultate, într-un grup, vor fi ocazii în care ne vom putea ridica în picioare și să ne spunem cuvântul. Iar modul în care o vom face se va reflecta asupra rezultatelor pe care noi le vom avea. Andrei, vreau să te întreb, pentru că sunt câteva studii foarte interesante pe care le-am citit în legătură cu comunicarea. Noi comunicăm verbal doar 7%, paraverbal aproximativ 38% și non-verbal 55%. Deci mai mult de jumătate noi comunicăm non-verbal, adică în poziția care o avem, paraverbal, mă refer la partea de ton al vocii, de viteza cu care vorbim. Cât de importantă este această comunicare non-verbală în afara textului? Pentru că poate textul e mai ușor și trebuie să ne pregătim și în afară de a ști textul, de a ști cum să-l prezentăm. Cât de important este acest punct? Aș putea spune că e foarte, foarte important și pe lângă ce ai spus tu, partea asta de ton, volum, poate ritmul vocii, mai sunt câteva elemente care fac diferența, cum ar fi atitudinea pe care tu o ai atunci când vorbești. Și aici aș vrea să dau un exemplu. Doi agenți de vânzări au același script și aceeași bază de date ca să contacteze oamenii și să facă vânzări. Unul vinde, celălalt nu vinde. Unul, deci, și-a pregătit, a învățat scriptul pe de rost, celălalt la fel. Dar unul din ei a lucrat și la partea de atitudine. Și asta contează foarte mult. Ce atitudine ai tu atunci când vorbești, atunci când comunici cu omul? Poți să ai o atitudine pozitivă, poți să ai o atitudine negativă. Da, tu poți să spui scriptul ca să scapi de el, ca să-ți faci treaba, dar pe o atitudine negativă, cu un ton negativ. Sau indiferent. Sau indiferent, da. Și contează foarte mult și să fii pozitiv și să zâmbești, ca oamenii să te vadă, să dai o stare de bine oamenilor. Așa este, e foarte important să știm cum să ne... și inclusiv poziția pe care o avem, exact, față de... Știu că am învățat la master poziții de negociere și cât de important este cum te așezi la o masă. Dacă te așezi față în față, ești într-o poziție de luptă, cum se spune. Dacă te așezi într-un lateral, deja ești undeva la mijloc, iar dacă te așezi de aceeași parte a mesei cu cel cu care vrei să vorbești, deja sunteți aproape prieteni, ca să spun așa. Deci sunt câteva lucruri de finețe pe care trebuie să le învățăm încetul cu încetul și să le aplicăm. Tu, personal, cum ai început să vorbești în public? Bun, ai trecut peste acel lucru, dar ce te-a mobilizat? Da. Ok. Eram la un seminar aici în Iași cu un speaker foarte renumit din România, nu o să-i dau acum numele, și mă uitam, eram prin primele rânduri și mă uitam cât de bine vorbea și cât de bine se conecta cu publicul și publicul reacționa la tot ceea ce spunea. Și în momentul ăla mi-am spus, wow, ce tare e tipul ăsta! Mi-ar plăcea ca într-o bună zi să pot să am și ocazia să vorbesc în fața oamenilor și să vorbesc așa, fără frică și oamenii să mă asculte. După acel seminar mi-am promis că, indiferent ce o să fac, indiferent în ce domeniu o să activez, știam un lucru. Știam că o să-mi îmbunătățesc abilitățile de comunicare și de vorbit în public. După acel seminar mi-am lansat intenția în univers și, culmea, la nici 2 sau 3 săptămâni, mi-a apărut o oportunitate la facultate de a fi prezentator, de a fi moderator în cadrul unui eveniment caritabil organizat de cei din facultate, de colegii mai mari. Pe moment am zis că, ce? Doamne, eu să vorbesc în fața 200 de oameni? Nu vorbise niciodată, adică cum o să fac asta? Inițial voiam să refuz. Marele meu noroc a fost că un profesor foarte drag de la facultate mi-a dat încredere, m-a împins de la spate și mi-a zis, am încredere în tine, o să poți, o să reușești. Și am acceptat oportunitatea și m-am trezit în fața unui amfiteatru plin cu 200 de oameni. Eram eu cu microfonul în mână și cu un blocaj în gât. Vedeam cum oamenii au venit, s-au pus pe locuri, s-a închis ușa și eu trebuia să încep să vorbesc.
Bineînțeles, am e stat, greu de înghițit. Exact, exact. Am stat câteva secunde și în mintea mea aveam două variante. Fie să fug de pe scenă, fie să încep să vorbesc. Și fiindcă nu era nimeni prezentator în locul meu, aveam și obligații, am preferat să rămân. Am deschis gura, am început să vorbesc. Ce pot să zic este că n-a fost perfect. N-a fost deloc perfect. M-am mai bâlbâit, m-am încurcat, am greșit nume, am făcut tot felul de gafe, tot felul de greșeli. Însă magia a fost la finalul evenimentului. Pentru că la final eram undeva în spate și priveam la tot ceea ce s-a întâmplat. Și mi-am dat seama, wow, am făcut-o. De la tipul ăla fricos, rușinos, care se înroșea la față, reușisem să moderez un eveniment cu 200 de persoane. Să fiu acolo prezentator în față, fără să mor sau fără să pățesc ceva. Și de acolo mi s-a aprins flacăra și mi-am spus că gata, de acum chiar o să fac ceva în privința asta. Și am început să mă pun în tot felul de contexte în care aveam posibilitatea să vorbesc în public. Și asta a început din cadrul asociațiilor, din care făceam parte, asociații studențești. Ulterior, preluasem o funcție de președinte la o asociație și acolo eram doar în fața oamenilor și trebuia să vorbesc. Și au tot fost evenimente la care m-am băgat tocmai pentru a lupta cu frica asta de a vorbi în public. Deci, așa cum spui și tu și aici confirm și eu, această frică există. O, da. Și frica sau curajul nu înseamnă lipsa fricii. Da. De cele mai multe ori, dacă nu există curaj, atunci poate suntem puțin nebuni. Da. Da, pardon, dacă nu există frică. Dar curajul înseamnă exact să ne învingem frica, să o internalizăm, să o acceptăm, uh-huh, și, cum spuneai și tu la un moment dat, să o folosim, să folosim acele energii pe care le avem, exact, acele sentimente, să le folosim tocmai pentru a putea trece peste această frică. Și aici pot să confirm, am trecut și eu prin multe astfel de momente, de la vorbi în public la sute mii de oameni până la a vorbi în Piața Unirii la un moment dat. Bineînțeles că am greșit și eu un an și am fost criticat pentru asta. Da, se întâmplă, astfel de greșeli se întâmplă. Ideea este să nu te blochezi. Eu asta am învățat. Dacă mergi mai departe, aproape, cred că nici 10% nu observă. Asta este un mic secret, exact, că nu prea observă. Tu știi ce ai vrut să spui, dar cei care te urmăresc n-au de unde să știe. Ei văd numai trăirile tale. Deci dacă reușești să treci peste, mulți, știi cum, mulți văd, puțin cunoști și mai puțin înțeleg, este o vorbă. Exact. Și uite aici, dacă îmi dai voie, aș aduce o completare din perspectiva mea. Întotdeauna să te gândești că tu ești în proces. Tu ești într-un proces de creștere. Adică nu te uita, după ce ai vorbit în public, nu te uita la acel rezultat. Nu judeca acel rezultat ca fiind bun sau rău, ci acea activitate, acea acțiune pe care tu ai făcut-o, faptul că te-ai dus și ai vorbit în public, face parte dintr-un proces din care tu poți să înveți lucruri. Și acea dată în care ai vorbit în public, plus următoarea, plus următoarea, plus următoarea, plus următoarea, te va face din ce în ce mai bun. Pentru că, în fond și la urmă, când vorbim de public speaking, când vorbim de vorbit în public, cheia și secretul, mă rog, unul dintre secrete, este să practici cât mai mult, să te expui cât mai mult la a vorbi în public. Și asta, oricum, se recomandă pentru orice frică. Atunci când, exact, pentru orice frică o simți, pentru a reuși să treci peste asta, ideal ar fi să te expui, exact cum spuneai și tu, la ceea ce îți cauzează, exact, acea frică, exact, într-un mediu cât mai safe, cât mai sigur, să spunem. Și aici, eu din nou confirm, am vorbit în public de foarte multe ori, am vorbit la televiziune, am vorbit la radio, dar aveam o problemă. De fiecare dată când trebuia să dau o declarație la televizor sau la radio, nu aveam niciun fel de problemă dacă era cineva în fața mea. Și am avut două momente foarte complicate. În primul, a trebuit să merg la radio și a trebuit să citesc un text, să vorbesc singur cum ar veni într-o cameră. Nu am reușit. Efectiv, m-am oprit la 25% și am spus, nu, eu nu pot să fac chestia asta.
Și al doilea eveniment a fost când efectiv a trebuit să spun o frază de la A la Z, dar mai lungă fraza, fără să am pe nimeni în față. Și din nou, în momentul ăla m-am blocat. Și am spus, ceva nu e în regulă cu mine, eu care dădeam declarații de presă în fiecare zi. Adică nu era o chestie pe care să nu... Toată lumea a rămas, dom'le, ce se întâmplă? Ți-e rău? Și atunci mi-am dat seama că aveam nevoie, am rugat cel care, cu care lucram, l-am rugat, te rog frumos, stai în fața mea. Și adresează-mi întrebarea. N-am mai avut niciun fel de problemă. Puteam să vorbesc și jumătate de oră dacă era nevoie, doar să mă conectez. Și aici vreau să ajung. Cât de importantă pentru mine a fost, cât de importantă este pentru tine și pentru cei cu care lucrez, conectarea, să-l vezi pe om față în față, să-i vezi ochii. Cum ne putem conecta? Foarte, foarte important ce ai spus aici, Radu. În primul rând, te conectezi. Deci, cheia pentru a te conecta este să-i pui pe ceilalți pe primul plan. Să te gândești la ceilalți. Și aici vorbind atunci când ești în public, când efectiv ești în fața oamenilor. Să-i pui pe ceilalți pe primul loc. Să te gândești că, ok, acum eu sunt în fața oamenilor și sunt aici de ce? Sunt aici ca să-i ajut pe oameni prin ceea ce eu spun. Sunt aici ca să le adaug valoare prin ceea ce eu spun. Și nu o să mă gândesc la mine, nu o să mă gândesc cum stă părul, nu o să mă gândesc cum stă cravata, costumul și așa mai departe. Sau cum e vocea, că poate sunt răgușit, poate sunt răcit. Nu, sunt acolo, am ocazia, am oportunitatea, nu știu, 10 minute, 15 minute cât am în fața oamenilor și în timpul ăla eu vreau să-i ajut. Și mă conectez cu ei, cum? În primul rând, punându-i pe primul plan. Arătându-le că îmi pasă de ei. Și cum fac asta? Prin ceea ce spun, prin discursul meu, prin prezentarea mea, nu încerc să mă scot pe mine ca fiind eu cel mai tare, ci prin ceea ce spun să ajute publicul, să fac publicul să se simtă bine. Pentru că un om, atunci când se simte bine cu tine, se și conectează cu tine. Un om, atunci când se simte bine cu tine, vrea să mai vorbească cu tine, vrea să mai fie în preajma ta. Da? Și aici aș spune... un blocaj, o dificultate când vine vorba de conectare, de cele mai multe ori, și asta și din experiență, și este ego-ul. Ego-ul nostru de cele mai multe ori nu ne dă voie să ne conectăm cu ceilalți, pentru că poate ne credem mai buni, ne credem mai superiori și ce, publicul lasă, că eu sunt ăla, eu trebuie să fiu în lumina reflectoarelor. Ceea ce este... parțial greșit, pentru că tu ești în lumea reflectoarelor, dar ajută publicul în momentul ăla, ca să te poți conecta cu ei. Așa este, deci conectarea este primul pas, e să înțeleg. Foarte, foarte, foarte important, adică dacă vrei să ajuți un public, în primul rând trebuie să te conectezi cu ei. Și cum te conectezi, de exemplu, în public speaking, poți, la începutul unui discurs, să adresezi o întrebare. Și oamenii să ridice mâna, adică să simtă că sunt parte din discursul tău. Sau în prezentarea ta, vorbește un pic cu oamenii. Fă-i parte din discursul tău. Să nu fie doar un simplu monolog în care oamenii stau, ok, da, ascultăm. Fă-i parte, adu-i aproape de tine. Aici să știi că am văzut tehnica asta de foarte multe ori folosită, inclusiv în stand-up comedy, pentru că acolo sunt oameni care trebuie să interacționeze. Primul lucru care îl fac... Dragii mei, vreau să vă mulțumesc, haideți să-l aplaudăm pe cel de dinainte. Exact. Și oamenii exact. Aplaudă, deja tu te-ai conectat, ai preluat din acea energie, deja începi să te relaxezi și tu, pentru că se relaxează și ei și vezi zâmbind, nu? De cele mai multe ori. Și astfel treci peste pragul ăsta, pentru că sunt oameni care efectiv din asta trăiesc, adică dacă ei chiar asta fac, și majoritatea lor fac lucrul ăsta, deci nu văd de ce nu l-am face și noi. Să ne legăm de ceva dinainte și să facem, nu știu, o mică glumă, dar aici trebuie să avem grijă cu gluma, să nu fie prea... pentru că noi nu facem stand-up comedy, nu? Corect, corect. Uite, aici că tot vine vorba de partea asta de conectare, aș mai aduce un pic, o mică completare. E un acronim pe care eu îl folosesc atunci când vine vorba de partea asta de conectare și pe care îl recomand și celorlalți. Acronimul se numește CAZ. C-ul vine de la complimentează, da? Să oferim complimente publicului, să oferim complimente celor din fața noastră, pentru că sunt studii care au arătat faptul că atunci când
oamenii sunt complimentați, se simt mult mai bine în, lângă tine și automat că vor dori să mai petreacă timp cu tine. A doua literă din caz, AUL, vine de la armonizează-te cu partenerul de discuție sau cu publicul tău. De exemplu, atunci când stai de vorbă cu o persoană sau pot fi două persoane, uită-te puțin la cum vorbesc ele. Dacă vorbesc mai încet, mai tare, mai lent, și merită să-ți adaptezi stilul tău de vorbire la stilul persoanei din fața ta. Asta în partea de programare neurolingvistică se numește oglindire și ajută foarte, foarte mult la conectare. Iar să ajung și la ultima literă din caz, Z-ul vine de la zâmbește. Zâmbetul te ajută întotdeauna să te conectezi, mai ales dacă este unul natural, unul mare, da, te ajută foarte, foarte mult și să faci o impresie bună, dar și să te conectezi cu oamenii. Asta ca o mică completare. Deci, iată, un mic truc, acest da, caz, nu? Caz, cum ai caz. Spus tu. În caz că vrei să te conectezi. Da. Într-adevăr, sunt lucruri pe care le putem face și aici am să te rog să revenim în partea a doua emisiunii cu mai multe astfel de trucuri, pentru că cu siguranță cei care ne urmăresc vor dori câteva astfel de trucuri. De unde vine această frică, până la urmă? Ți-am spus, eu cred că parțial vine din școală, dar tu lucrând, cred că ai mai multe, mai multe domenii sau surse, să spunem, ale fricii de a vorbi în public. Bun, așa cum ai zis și tu, într-adevăr, vine din școală, din momentele în care ieșeam în fața publicului, ieșeam în fața clasei și poate nu răspundeam așa cum trebuia și eram trași la răspundere. Eram certați, eram ok, stai jos, 4 sau lucruri de genul ăsta. Și noi asociam vorbitul în public, ieșit în față, cu acea experiență negativă. Și nu mai voiam să mai facem asta. O altă cauză a fricii este că mergem, vorbim în public și poate nu este așa cum ne-am așteptat. Noi nu ne gândim cu ochii. Scenarita, ca să zic. Scenarita, exact. Noi nu ne gândim cu ochii, suntem la început. Dă-ți voie să greșești. Și ok, dacă nu ne ieși din prima, gata, înseamnă că eu nu sunt bun la asta, eu nu sunt făcut pentru public speaking. Și nu vreau să mai fac niciodată. Mi-am dat seama, am încercat odată, mi-am dat seama că nu e pentru mine și gata. Subiect închis. O altă frică pe care am observat-o în partea asta de public speaking este că oamenii au o frică de a fi penibil, o frică de ridicol, de a se face de râs când vorbesc în public. Și de asta mulți evită. Și asta cred că din nou vine tot din copilărie, pentru că poate am avut momente în care ne-am ridicat în picioare, am spus ceva și ceilalți au început să râdă. Și din nou noi am asociat partea asta de vorbit în public cu ne facem de râs. Mai degrabă stai în banca ta și gata, nu mai spui nimic. Ce ar mai fi, am observat faptul că mulți oameni au frică de a uita discursul sau de a uita prezentarea. Și aici ceea ce merită poate de făcut, dar mulți spun, băi, Andrei, eu nu pot să-mi învăț discursul, ce să fac? Nu pot să rețin discursul, păi de rost, ce să fac? Și aici recomand în principal, mai ales dacă ai deținut un discurs în fața câteva sute de oameni, bineînțeles că trebuie să te pregătești, nu poți să te duci să vorbești din inimă, între ghilimele. Dar ceea ce recomand este să-ți înveți măcar începutul și finalul. Și la partea de mijloc, la partea de conținut, să ai câteva piloni, câteva idei pe care tu să știi exact cum să le dezvolți. Dar începutul și finalul e foarte, foarte important. Deci, scuze că te întrerup, voiam să mai aduc ceva în discuție. Frica asta de a vorbi în public, din ce am observat și de la oamenii cu care eu lucrez în clubul meu de public speaking, dar și în alte programe, oamenii au o problemă la partea de încredere de sine. Nu au încredere în ei și de acolo vine și frica asta de a se pune în fața oamenilor. Pentru că de multe ori ei se desconsideră.
se văd mai puțin decât sunt de fapt. Și am întâlnit de multe ori vorba asta, mi-au spus cursanți. Dar cine sunt eu, Andrei, ca să vorbesc? Cine sunt eu ca să vorbesc în public? Că ce am eu de spus? Exact, ce am eu de spus? Da, dragile mele, dragii mei, sunt sigur că fiecare dintre voi ați trecut prin aceste momente mai puțin plăcute, să spun așa. Și pentru că Andrei mi-a promis că ne va da și câteva trucuri, în afară de cele pe care deja ni le-a spus, vom reveni după o scurtă pauză, așa că stați aproape, revenim cu metode prin care poți să înveți să vorbești în public.